Bun găsit! Astăzi vă prezint o procedură de curățare pielii cu ultrasunete. Tratamentul cu ultrasunete dă posibilitatea de a curăța pielea în profunzime, de a înlătura celulele moarte, punctele negre și toate impuritățile pielii, dar fără a trauma pielea, fără a lăsa urme și fără a o irita. Procedura de curățare pielii se începe cu demachierea. Se demachează pielea cu un demachiant special care absolut nu irită pielea, dar bine o curăță. Un spray cu apă termală pentru a hidrata bine pielea. A doua etapă de curățare după demachierea este aplicarea peelingului special care moaie pielea înainte de curățare. Se aplică undeva pe 5-7 minute, care are efect de înmuiere a pielei și de posibilitatea de a curăți pielea deja cu ultrasunete fără a traumatiza. Deasupra la peeling se aplică o peliculă care foarte bine moaie pielea. Așa, aplicăm peliculă și lăsăm pe 5 minute. 5 minute peeling acționează împreună cu peliculă și după deja putem începe procedura de curățare cu ultrasunete. Tratamentul de curățare a pielii cu ultrasunete este recomandat pentru oricare tip de piele, de la pielea acneică până la pielea uscată și cea sensibilă. Doar că interval între proceduri poate fi și trebuie să fie diferit. În caz dacă avem pielea grasă cu pori dilatați, curățarea cu ultrasunet noi o facem o dată în lună, o dată în două luni. În caz dacă avem pielea uscată sau sensibilă, o dată la 4-5 luni se recomandă. Plusul curățării cu ultrasunete constă în aceea că absolut nu irită pielea și nu avem reacții de iritație, de înroșață, ceva inflamații după procedură și faptul că este absolut nedureroasă, paralel și hidratează bine pielea și face pielea mai netedă, mai strălucitoare, culoarea mai frumoasă a pielii devine și curăță bine de toate impuritățile. Peste 5 minute se înlătură pelicula, se scoate peelingul care a avut efect de înmuiere a pielii, hidratare pielii, o etapă de pregătire înainte de curățare și acum o să lucrăm cu aparat cu ultrasunete. Discul tivată este umezit cu apă termală. Trec pe piele cu aparat cu ultrasunete și el înlătură celulele moarte de pe suprafața pielii, toate impuritățile, iese ca un fel de peeling ușor, care absolut nu traumează pielea, dar înlătură toate celulele moarte și toate impuritățile. După ce noi am făcut curățare cu ultrasunete, se aplică o mască care deja calmează pielea,
patin roșață, privinia apariției inflamației și îngustă porii. Маска conține extract de calendulă, чай verde, mentol, camfora, anume ingrediente care au efect antiinflamator, calmant și de hidratare. Doar în dependență de tipul de ten, se aplică mesh diferite. Acum am ales o mască cu efect antiinflamator, deoarece porii sunt mai dilatați și sunt câteva elemente inflamatorii. În caz dacă, de exemplu, pielea ar fi mai uscată sau sensibilă, aș alege o altă mască care are mai mult efect de calmare decât antiinflamator. Маска се аплика пе 7-10 минути, după ce се înlătură și се аплика о кремă протектoare. Prețul curățirii cu ultrasunete este 300 de lei și recomandă o dată la 2, 4 sau 6 luni, în dependență de tipul de ten.